Deputatul PNL Ioan Balan vrea ca ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în regiunile slab dezvoltate ale României, precum regiunea de nord-est, să fie menținute și în exercițiul financiar 2021-2027. În acest sens, Ioan Balan s-a adresat ministrului dezvoltării Ion Ștefan, solicitându-i să precizeze expres dacă susține că în cadrul financiar următor, România va păstra această axă de finanțare pentru stimularea înființării și dezvoltării de întreprinderi în regiunile slab dezvoltate. Totodată, Balan vrea să știe ce campanii de informare a potențialilor beneficiari intenționează să deruleze ministerul în perioada imediat următoare, astfel încât apelul de proiecte să genereze un număr cât mai mare de întreprinderi eligibile din regiunile slab dezvoltate și dacă se are în vedere punerea la dispoziție a potențialilor beneficiari și servicii de asistență tehnică pentru elaborarea celor mai bune proiecte și finanțarea acestora, având în vedere experiența scăzută a întreprinderilor mici și mijlocii în accesarea fondurilor europene. Deputatul sucevean a arătat că în data de 28 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a lansat un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Valoarea apelului este de 150 de milioane de euro și se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural, care funcționează în regiunile mai puțin dezvoltate ale țării. Ioan Balan a precizat că demersul domnului ministru Ion Ștefan este unul salutar pentru regiunea de nord, care are poate cea mai mare nevoie de acest tip de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor, mai ales în mediul rural.